Partidele parlamentare care au cerut în ultimul an demisia guvernului Chicu refuză să-și asume actul de guvernare. În timp ce unele grupuri politice au discutat acest subiect cu președintele Sandu, altele au insistat doar pe declanșarea anticipatelor în termen cât mai restrâns. Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și Platforma Demnitate și Adevăr au fost formațiunile care din toamna anului trecut au criticat dur activitatea guvernului Chicu și periodic au cerut demisia cabinetului de ministri. Acest guvern trebuie să plece și acest lucru am observat că este de fapt un punct de consens între mai multe grupuri politice, și parlamentare și extraparlamentare. Conștientizăm cu toții că acest guvern trebuie să plece, iar în locul lui trebuie să vină un guvern responsabil. Astăzi va fi depusă moțiunea în ședința de plen. Săptămâna viitoare guvernul Chicu trebuie să cadă. După ce premierul Ion Chicu și-a anunțat săptămâna trecută demisia, retorica celor două formațiuni s-a schimbat. Acum partidele refuză să-și asume actul guvernării, în timp ce PPDA a pus în discuție acest subiect la consultările cu președintele Sandu, PAS nici nu a adus vorba. Toate domeniile cruciale rămân în competență guvernului interimar. Orice idee, discuții despre guvern, anticriză, anti-nu știu ce, duce la amânarea alegerilor anticipate. Lucrurile în țară vor fi gestionate de către funcționarii sau secretarii de stat care vor rămâne în instituțiile și au rămas în instituțiile de stat. Mesajul nostru către cei care sunt acum în minister, să vă faceți treaba bine. Propunerea formării unui guvern de tranziție a venit din partea grupului pentru Moldova. Noi avem nevoie de un guvern responsabil, de un guvern creat din profesioniști, care să asigure guvernarea până la următoarele alegeri. Fie ele anticipate, nu se doresc să fie anticipate. Și am venit cu poziția noastră foarte clară și am informat-o pe doamna președinte că noi suntem gata să ne asumăm responsabilitatea politică pentru a veni cu profesioniști, cu un guvern responsabil, în frunte cu un prim-ministru, de asemenea destul de responsabil, competent, care cunoaște cum trebuie de gestionat treburile în așa fel ca să nu lăsăm oamenii fără salarii, pensionarii fără pensii, ca să soluționăm și să gestionăm criza pandemică și ca să organizăm alegeri anticipate, libere și corecte. Aceeași soluție a fost propusă și de Partidul Democrat, dar și de parlamentarii din grupul Pro-Moldova. Noi am spus că Partidul Democrat are o echipă de profesioniști, sunt foarte mulți membrii ai Partidului Democrat care au activat în executiv și în perioade complicate au făcut față lucrurilor. Am oferit sau ne-am oferit cu toată deschiderea, în caz de necesitate, să ne aducem aportul. Avem nevoie de un guvern cu mandat foarte limitat, care ar trebui să vină cu niște reforme clare, ferme, dar pe o durată limitată, anume pachete economice pentru a ajuta în special micul business și businessul mijlociu, pachete sociale, pachet de măsuri pentru domeniul sănătății și în special cu axarea pe combaterea efectelor pandemiei. La rândul său, Partidul Socialiștilor a reiterat că atribuțiile numirii unui candidat pentru funcția de premier îi revin președintelui țării. PSRM declară că va analiza propunerea, după care va lua o decizie. În cazul când dumneiei are o candidatură la premierul Republicii Moldova, noi vom analiza această candidatură, vom vedea programa guvernului și, evident, decizia ne va aparține, dar reiterez încă o dată poziția, suntem pentru alegeri anticipate. Premierul Ion Chicu a anunțat că demisionează pe data de 21 decembrie curent. După o întrevedere cu șeful statului, Ion Chicu a declarat că va asigura interimatul funcției de premier până la finele anului curent. Împreună cu el, din cabinet vor pleca ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța și ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatăi.